Angajăm personal și conform convenției avem grijă de acei tineri acolo. Aș vrea să ne spune cineva, pentru că punctul 5 e legat de punctul 17. Dacă din punct de vedere legal totul e în regulă, astfel încât în momentul în care se va face switch-ul respectiv, totul va fi ok și nu va fi probleme cu acei angajați. Da, punctul acesta se referă la prelungirea contractului cu SERA, întrucât am descoperit că după ce am descoperit că odată ce s-a făcut licitația pentru a se construi noul centru în obligația noastră, am constatat că autorizația de construire care a stat la baza licitației era expirată, sau mai exact, expirase deja înainte de a se semna contractul cu noul câștigător al licitației. Cu alte cuvinte, am semnat un contract de executare de lucrări pentru un cort nou, deși autorizația de construire expirase. Constatând că ea a expirat, noi acum trebuie să reluăm toată procedura de reautorizare, iar această procedură de reautorizare constatăm că se obține foarte greu, întrucât, din păcate, terenul pe care trebuie să construim apare în planul urbanistic general la Uiedin ca spațiu verde. Și atunci, ca să putem să respectăm obligația din contractul cu SERA și pentru a veni să reautorizăm, întrucât ar fi trebuit autorizația atunci prelungită, înainte de a se semna contractul de construire cu noul constructor, lucru care nu s-a făcut din diverse motive, mai mult ar fi trebuit să se semneze contractul cu noul constructor cât de vreme nu ai autorizația în vigoare, e necesar să prelungim această convenție, pentru că anumite nu putem să o respectăm. Și acest punct vizează strict această prelungire de convenție, ca să putem între timp să, probabil, să facem un puz, să scoatem spațiul verde din spațiul verde de la Uiedin, să reautorizăm acel corp și abia pe urmă să începem să-l construim, cu toate că deja avem un constructor care așteaptă să lucreze. Acesta este motivul pentru care se aprobă acest act adițional, numărul 2, de prelungire a contractului cu SERA. Pentru că acest punct vizează strict doar acest aspect. Nu știu dacă a fost suficient de clar.